sau cum voi putea să-mi cere dar faptele mele cele ramare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și tot ceasul. Ce cald dar înaintea ta și mă rog, păstorul meu cel să milostivește despre mine păcătosul robul tău și mâinia într-o ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă păpărtaș cu toți sfinții acum și cu vrea și în veci vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cu vrea și în veci vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă Thank you.
Rocirea cerului ar să fie pentru în să fie în ordinață, în nevoie de la Părătumeție și creier de ceală de mele. Dumnezeu tot ce vor la mine, Sfântul Cumos și ce dau pe cer și mai pe Părătumos pe cer să spune și pe Părătumos și așa este în jur. Dumnezeu să te mai și bună și să te dau la pe cer să te înțelege, iar de pe cer să te dau la pe cer să te dau de la pe cer să te dau la pe cer să te dau la pe cer să te dau la ca nu cumva în poftele mele cele scurcate să petru ceață e să mă apuc fără de rușin înaintea și fără de frică. Și Doamne, prea dulce-n mei, să miluiești mai și mă mântuiește, păcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba până lauda prea curatului tău nume plec mai deschis auzul și limba celui sus și gângă altele mult, care grăia stricând unele ca acestea. Iisuse prea minunat de mirarea Îngerilor, Iisuse prea puterii pedrovirea strămoșilor, Iisuse prea dulce slava patriarhilor, Iisuse prea sămitătăria împăraților, Iisuse prea iubite plinirea prorocilor, Iisuse prea minunat de întărirea mucenicilor, Iisuse prea bine bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea durate cunarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curată mintea cea dragă celor curați sufeșoria, Iisuse cel mai înainte de veci mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Hallelujah.
spus că Tatăl este în lumine și eu sunt Tatăl. De tot ceea ce înțește urmat cu frică strigă-n ție. Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă-ne dreptățile mele. Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, zitorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, mielul cel nevinovat, Iisuse, păstorul cel prea luminat,
Iisuse, părzitorul pruncii mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea cea după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata ta, Iisuse, dorirea mea numărușinată în mine atunci, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Durerile noastre ridicat, de unde curările tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta aliluia. Aliluia! Sfânta nume luminare de vorbim tău să gurite celăciunea ce drăcească, că idolii mântuitorul toți ne răzântăria tău, iar noi dobândim mântuire strigăție. Iisuse, adevărul cel ce gonești în celăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărat întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeu cel ce vedeți în lumină, Iisuse, pâinea vieții, sapă mă pre mine pământul, Iisuse, zboră înțelepciunea, dapă mă pre mine setosul, Iisuse, vești mântușele veselie, îmbracă-mă pre mine stricatul, Iisus, acoperă mântul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisus, dătătorul celor ce cer de blagi, ca să cânt pentru păcatele mele. Iisus, cel ce afli pe cei ce cauți, află și sufletul meu. Iisus, deschizătorul celor ce bate și mâna cea ticăloasă. Iisus, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Însă descoperi taina cea sfânsă din viața oaila zânghiere de adus Iisuse și ca un merg fără de glas înaintea celui cel bun de pe el. Și ca un Dumnezeu din morții a înviat și s-au la cerul de-ai înălțat și ne-a ridicat pe noi care știem ție, aliluia! Aliluia! Arătată făptură minunată, rătunse nouă păcătorul, gălit fecioară fără sămânță s-a înrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate au intrat cu trupul. Drept aceea minunându-ne cu credință strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea necugetată, Iisuse, Dumnezeirea cea necuprinsă cu scrisoarea, Iisuse, domnia cea nenumărată, Iisuse, împărăția cea nevăzută, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, băgătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repreșunea minții,
Iisus se bucuria cunoștinței, Iisus se nădejdea cea aleasă, Iisus se pomenirea cea prea veșnică, Iisus se lauda cea mai presus de cer, Iisus se salva mea cea prea înaltă, Iisus se dorirea mea nu mă repăta pe mine, Iisus se păstorul meu caută-mă pe mine, Iisus se mântuitorul meu mântuiește-mă, Iisus se fiul lui Dumnezeu miluiește-mă. Cel fără de moarte,
Iisus a zis Domnul meu cel prea slăvit, Iisus a îndreptat Domnul meu cel prea bun, Iisus a păstorul meu cel prea îndurat, Iisus a săpânul meu cel prea milostiv, Iisus a mântuitorul meu cel prea milostiv, Iisus a luminează mintea cea împlecată cu patimile, Iisus a tămăduiește trupul cel rănit cu păcatele, Iisus se curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește minima de poftele cele viclene. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Miluiește, frate, Sfântul al tuturor datorilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă căiește, cum ai primit pe Petru care s-a repădat de tine și mă cheamă pe mine trântavul plecând de mult pe Pavel care te gunea pe tine și m-a auzit pe mine cel ce se ție, aliluia! Că Domnul și Dumnezeu ești, cel acesesc cu Tatăl, vei să vedești mii și morții. Atunci adică mă vrănicești și sări celei de-a dreapta pe mine cel ce stric. Iisus, Împăratul cel mai înainte de veci, miluiește-mă. Iisuse, floarea cea bun, milos, bine, miresmează-mă. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă. Iisuse, cuvermântul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, vezi mântul cel luminat, încumusețează-mă. Iisuse, măgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, pentru acea scumpă, strălucește-mă. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește-mă. Iisuse, de durele cele sfătești, trupești, slăvește-mă. Iisuse, scoate-mă de mâna potrivnicului. Iisuse, zovește-mă de focul cel nestins și de alte mulți veșnice. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Prea dulce și nu tot îndurate, Iisuse, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit celui bani văduvei și păstrește moștenirea ta de devenirea asta noastră tot neamul de neputințe și de foamete, de toate scârbele și răne și aducătoare de moarte, și din muncele cele viitoare scoate-ne pe toți care strigă ție, aliluia! Aliluia! Acum ce și tu tot îndurate, Iisuse, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit de noi banii văzumești și păstrește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea asta noastră al tot neamul de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rânde și aducătoare de moarte și din muncele cele viitoare scoate-ne pe toți care strigăm ție, aliluia! Moștenirea ta, de vrăjmașii cei văzuți, de cei nevăzuți, de venirea asta noastră, al tot neamul de neputințe și de foamete, de toate scârbile și răne, cele aducătoare de moarte, și din muncele cele viitoare, scoate-ne pe toți, care strigăm ție, aliluia! Iisuse, prea minunat pe mirarea
Spirit
Amen.
din astea să răsuiește în frumai și pentru de noi de toată slăbăciunea și obiește cum le spune de noastre. Credința în așa spune spre ei. Spurcam la vașturul din vărsul de la lumea de și noi și apoi ea din mine la vărsul de la lumea de mai multe cu de și așa să știți. Arunca spre Domnul și-a dat și de la lumea, nu va da vrea să bărbatul sunt cine șerpeșului în ușa nu știu poate să fie rău, iar Doamne ne lăzei spre tine. Ce sărbești cu toate tot celor care va fi părătorul Dumnezeului Cerului și la asta și în și ce va părbui să fie părbui și de la rea de ce vrei și vrei la rea de ce vrei să fie rău. El te mai tu vrei din ușa de părătorul Dumnezeului Cerului și la asta și în ușa de părătorul Dumnezeului Cerului și la asta și în ușa de părătorul Dumnezeului Cerului și și celor 7 de gânduri
Binecuvintează-ne! Binecuvintează-ne!
Să vedeți, să-mi dorim de numele Lui Dumnezeu.
Oh,
Yeah.
Iar în rău mi-a rupt cu mare,
până ce El va da Duhul mulțimilor. După ce a dat Duhul mulțimilor, Iisus a suit în munte să se roage în singurătate. Și când s-a înserat, era singur acolo. În vremea aceasta, curabia era în mijlocul mării, învăluindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus umblând pe mare. Ucenicii însă, văzându-l umblând pe mare, s-au spăimântat zicând că este un lucă și de frică au strigat. Dar Iisus le-a vorbit îndată zicându-le,
Thank you.
Sfântului Episcopul și Mitropolitului Sfântului Sfântului Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Vreau să ziți Episcopilor, Crisul România Iosif, la viața lui Domnului Iubiții și Plăuniștul, trebuie să vii tot prea gândă în primitul de mine mea, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Thank you.
Thank you.
Tatălui din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară s-a făcut om. Și s-a răzimit cu noi prietenul lui Pilar Icon și a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și și-a plătat la Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Mântătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-una Sfântă, Sfântă și Apostolească Biserică, mărturisesc cu botez între iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
Amen.
Shri Mataji.
Thank you.
Fiul lui Dumnezeu cel viu, spune apostolul Petru. Iubiți credincioși, ne-a binecuvântat Dumnezeu pașii tuturor, ca să servăm această frumoasă zi și este, într-adevăr, una dintre cele mai frumoase zile ale unei biserici, simțirea ei. Dacă noi, oamenii, în nimicnicia noastră, de Doamne, facem întotdeauna să fim curați și acolo unde locuim și ce consumăm și ce purtăm să fie frumos și curat, cu atât mai mult cele dumnezeiești merită să fie curate. Dacă cele trupești merită multă atenție, cu atât mai mult cele duhovnicești. Casa lui Dumnezeu, care este biserica, este locul unde se întâlnește omul cu Dumnezeu. Este izvorul unde se adaugă, cum spuneam prorocul David, sufletul însetat precum cerul aleagă la izvoare de apă. Cât de irresponsabil ar fi un om în viața lui, are momente în viață când e împrejuit de multe necazuri și instinctiv îl caută pe cel ce l-a zidit. Cu atât mai mult se cade celea care este credincios în ziditorul celui șapământului, să fie nelipsit de la biserică, să fie nedepărtat de Dumnezeu. Și apropierea și iubirea omului cu Dumnezeu se face din rugăciune. Rugăciunea întotdeauna este acea discuție frumoasă cu cerul. Fii smerit ca să ceri de la cel ce s-a tot puternic și după credința ta ți se va da. Nu-ți adarmea chemat Mântuitorul Sfântule, bate și se va deține cerere și ți se va da. Sfințirea unei biserici nu este ceva inventat în legea creștinească, ci are o tradiție autrică încă de la iudei. Din Vechiul tot Testament a primit Moise poruncă de la Dumnezeu ca să sfințească după lege atât cortul, scriul legii și vasele să le tot sfințească. Vasele de slujbă unde se aduceau jertfele pentru păcatele oamenilor și a slujitorilor trebuiau sfințite. Până la prorocul David, sicriul legii, unde ședeau toate sfințeniile care le-a dat Dumnezeu, năstrava cea de aur în care era mama cu care a fost rănit poporul iudeu în pustie 40 de ani. Era cădernița de aur cu care se tăia în golul mărturiei. Era tăiarul lui Aron care o drăstițe atunci când Datan, Core și Abiron se întoiau de preoția lui. Erau și tablele legii și aceste sfințenii care erau sicriul legii lumii, era de mare cinste pentru iudei. Când se mutau cu vrăjmașii lor și ieșeau în câmpul bătăliei, cu sicriul legii, deja toți auzeau. Cădeau vrăjmașii, fiindcă Îngerii Domnului, după credința lor, a iudeilor, îi aducea sfințenie. Aceste sfințenii erau într-un cor. Când a venit David și și-a făcut palat în Ierusalim,
și s-a gândit că trebuie să facă casă în Dumnezeu. Aveau un sar în conștiință de ginosau balade, coleite cu aură și zicriul legii, temeria credinței noastre stă în corp. A cerut de la Dumnezeu binecuvântare și Dumnezeu l-a oprit. I-a spus, nu tu vei face casă mie, ci fiul tău, Solomon, ție ți se dă ajuns o senală pentru apărarea poporului și mâinile tale sunt pline de sânge. Dar fiul tău îl voi desfăca să-mi facă templu. Și într-adevăr, proiectul după care s-a făcut falsoasa clădire care a rămas unică în lume templului Solomon, cum este numit, era de o frumusețe cutremurătoare. Acea frumusețe a templului, făcut din toate lucrurile frumoase ale lumii, adunate după legea dumnezeirii, când s-a făcut sfințirea de Ierusalim, n-a cunoscut Ierusalimul așa slavă și cinste. S-au adus cu toți arhelei și preoții, șerfe cu Dumnezeu și s-a sfințit biserica, templul din Ierusalim. De atunci, iubiți credincioși, această rânduială biserică a rămas. Atunci când veneau peste iudei barbari, popoare păgâne care nu credeau în nimic și profanau biserica, o respințeau. Venind legea creștină după înălțarea Mântuitorului, cu greu le-au fost închinătorilor lui Hristos ca să-și facă biserici. Pe aici, pe acolo, când era pe de un împărat, și mai închideau ochii, atunci creștinii începeau ca să-și facă biserici. Acele biserici a creștinilor trebuiau să fie totdeauna orientate spre răsărit. Aveau un design acolo de unde nu se puteau vedea. Cu greu a fost sfinților ca să-și facă loc de închinare prin pește. În crăpăturile pământului, acolo aduceau jertfă lui Dumnezeu Sfânta Liturghie. Fără biserică este foarte greu pentru creștin, că de aici este exodul tău. De aici se fac sfințirea de preoți, diaconi, de arhierei. Aici se cheamă darul Duhului Sfânt pentru trupul și sângele Domnului, fără de care nu este mântuirea omului. Acum, la sfințirea bisericii, se adună toate cele frumoase și plăcute. Sfântul și Marele Mir, care este opus cu una rugăciuni frumoase, numai de către arhiereu sfințit, din multe plante frumoase înconsipare, din mii, aceasta simbolizând darurile Duhului Sfânt. Sfânta masă unde se aduce jertfa cea fără de sânge, trupul Domnului și sângele Lui, simbolizează mormântul Domnului Hristos. Sfintele noastre, fără de care nu se poate sfinți biserica Sfânta ale mucenicilor, precuși la Sfântul Antinis. Se pun Sfintele Maș acolo, la Sfânta Masă, la Jertfelnic, ca aceia mucenicii sunt cei mai slăbiți, cea mai mare comoară pe care o are biserica. De ce sunt aleși numai ei și nu cuvioși și treți? Și Sfinții Mucenici au avut atâta tărie și au ajuns cu mărturisirea de credință pe cerbind-o cu sângele lor. Oare cum îți poți exprima mai bine
jertfa de dragoste care o aduci în Dumnezeu decât să dai viața. Nu să te sinucizi, ci atunci când îți este pus în piedica de a merge spre cele înalte, de către păgâni sau de alte motive, împlinești ceea ce a spus Sfântul Apostol Pavel. Ai sat împotriva păcatului până la sânge, luptându-te. Și pentru aceasta Sfinții Ucenici își aduc Sfintele lor o seminte pusă acolo la Sfânta Masă. Ca să împărtășim credința lor în Dumnezeu cel Atotputernic. Veșmintele cu care se îmbracă Sfânta Masă simbolizează Giugiul Mântuitorului când a fost îngropat, pus în mormânt de piatră. Spălarea Sfintei Mese care o fac numai arhierei simbolizează muntele Golgota spălat de sângele Mântuitorului de crucea Golgotei, din a cărui sânge s-a șters păcatul de Adam. Pentru aceasta și la Sfânta Cruce, unde este Mântuitorul pictat răsignit, veți vedea niște oseminte și digva lui Adam, pătată de sângele Mântuitorului. Păcatul strămoșesc atâta de grav a fost încât că nu se putea șterge decât cu sângele Mântuitorului pe crucea Golgotei. La iudei se aduceau jertfe animale. Era tăiat animalul de jertfă și scurs de sânge. Și acel sânge îl lua împreună cu apă sfințită, cu isop și se scropea carta legii, se scropea jertfeliu, se scropea cortul mărturiei și poporul. În legea nouă nu se mai fac lucrurile ca în legea veche, fiindcă s-a schimbat preoția aceea și a venit preoția lui Mântuitorul după îngriala lui Elisedei, cum spune prorocul David, Dumnezeu prin gura prorocului David. A venit Mântuitorul, s-a întrupat fața a doua zi de trăin, Fiul Tatălui Ceresc din Tată, fără mamă și cursul vreme din mamă, fără tată. S-a îmbrăcat, s-a înveșmântat Dumnezeirea în veșmântul acesta de carne, de om. Fără sămânță bărbătanță, din sângirile curate ca lacrima soarelui a Maicii Domnului. Mântuitorul șerfindu-se de crucea Golgotei, din sângele lui s-a spălat păcatul strămoșesc, odată șerfindu-se, a dat legea prin care nu mai este nevoie de jertfă de animal. Și-a rămas trupul și sângele Domnului Hristos pentru hrana sufletească a omului, a creștinului. Deci, dragi credincioși, acest lucru Dumnezeiesc a sfârșit astăzi și, într-adevăr, sfințirea unei biserici este cel mai înălțător lucru care se poate sfârși pe pământ. Dacă un creștin ține atât de mult la sfințenie, își sfințește casa, își aranghează, se sfințește pe sineși, cu atât mai mult casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, unde se rășduiesc toate darurile, au nevoie de o sfințire ca aceasta. De ce se face această sfințire? Se curăță tot ce este surcat. Și în felul acesta se pregătește darul Duhului Sfânt. Nu poate oricine să facă acest lucru, ci doar episcopul înconjurat de soborul de preot. O biserică normal se sfințește singură dată, dar
dacă se întâmplă ceva, se poate resmuți. De exemplu, dacă se profanează o biserică, cum s-au întâmplat atâta ori venind păgânii și fac toate necurățile, se resfințește biserica. Dacă moare cineva, un om în biserică se resfințește. Sau ceea ce s-a întâmplat profanarea în Rusia, dacă vă aduceți aminte în timpul comunismului și cum a fost și în România, trebuiau resfințite bisericile. Sau dacă se dictează din nou sau se fac reparații la biserică, atunci iarăși se face resfințirea. Iubiți credincioși, trebuie să ținem cu tot sufletul aceste frumusețe ale lui Dumnezeu. Să nu ne fure, cum spune Sfânta Scriptură, șapta păcatului care este din ce în ce mai șomăiernică și mai mincinoasă la ziua de astăzi. Trebuie să-L avem tot timpul pe Dumnezeu în inimile noastre și în cugetele noastre. Așa cum mintea noastră este pironită la câte ceva care prețuiești și zi și noapte, prețuiești acel lucru, cu atât mai mult ar trebui pe Dumnezeu să-L avem prezent în inimile noastre. Ne-a dat toate darurile pe pământ, nouă credincioșilor, dar numai acelora care îl repete și crede cu adevărat ca apostolul Petru. Tu ești Fiul Dumnezeului cel viu. Altul să nu-L așteptă cum îl așteaptă iudeii pe Mesia. Și fiindcă am vorbit de templul lui Solomon, iudeii sunt cei mai frustrați oameni de pe pământ. Acum se trezesc și dânșesc pe templul lor, dar templul a murit pentru totdeauna, cum spunea Sfântul Ioan, gură de aur. Când a fost avertizat să mergeți în robia babiloniană, tâlcuiește Sfântul Ioan. Spune prin prologul cât veți sta acolo, 70 ani, și într-adevăr s-au întors în Ierusalim. Dar la dărâmarea Ierusalimului, dărâmarea templului, la 70 de ani de la Mântuitorul, nu mai există prorocie că să se mai refacă. Spun acest lucru din cauza că se marșează foarte mult să se întemeieze templul lui Solomon. El este și proiect deja, numai să vină semnalul ca să se ducă toate pietrele șerpuite și lucrurile. Dragi credincioși, ei să rămână în gândirea lor, dar noi care suntem nou de Ierusalim, suntem închinătorii celui ce a murit pentru noi și ne-a binecuvântat pașii să ținem această legătură a dragostei în Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia se cuvine slava și cinstea în vecii vecilor. Amin.
ca să facem această lucrare frumoasă, simțirea noi, Biserica Paraclisului, cu Granul Sfântul Dimitre, Izbăvitorul de mine. Așa că știm cu toții aceste jertfelnice care se simțesc, unde avem voie atât partea bărbătească, cât și partea femeiască, și aparte, să se închine la Sfânta și Dumnezeiască masă, unde de-a bucurea se deștește din zile de rușelul și bucurii Dumnezeu, unde se dă și se va da, se va mântui mii și mii de suflete, pentru că Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a fost primit din cer pe pământ, ca să caute oaia cea pierdută, care suntem noi cei păcătoși, care greșim totdeauna, și de aceea, bunătatea lui Dumnezeu a rânduit, ca prin acele jertfelnice care se face în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unde și-a dat trupul să fie spre mâncare și sângele spre a fi transformat în sângele Mântuitorului, ca prin tot cel ce mănâncă trupul meu și pe-a sângele meu, așa cum spune Mântuitorul, este într-o mine și eu într-o el. De aceea, iubiților credincioși, ne bucurăm de spus de mult, pentru că în această zi Tatăl cu Fiul a primit Duhul cel Sfânt și a simțit acel mic paraclis unde totdeauna se va face Sfânta Liturghie și se va ruga unde se va întâmpina, se va întâlni cerul și pământul. Sufletele oamenilor, celor care au trecut din aici, din această viață, și-au plecat la ceruri, și prin rugăciunele care se face la Sfânta Liturghie, unde sunt pomeniți, sigur că ni se ușurează, dacă sunt și nu s-au pregătit pentru a pleca din această viață. De aceea și noi să fim atenți cu viața noastră, cu petrecerea noastră aici pe pământ. Pentru că suntem trimiși aici ca să ne câștigăm, să facem faptele ce le pune trupul împreună cu sufletul, pentru că trupul este haina sufletului și de aceea amândoi trebuie să lucreze faptele ce le pune spre slava lui Dumnezeu, ca să ne vrednicim și noi, așa cum Sfinții Părinți au plecat de aici pe pământ. Și cu nădejdea învierea Domnului nostru Iisus Hristos au plecat și au primit cu Duhul acea nevestejită sau cămara cea care însuși Mântuitorul a spus, iată eu mă duc și dacă mă voi duce, voi primi de Duhul Sfânt peste voi și voi gândi pentru voi, pentru voi, cămara cea cerească și cu numa cea nevestejită și o v-ați primi așa după cum vă veți nevoi aici pe pământ ca să-ți faci faptele cele bune. De aceea toți trebuie să avem grijă, să postim, să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne mărturisim păcatele de aici pe pământ când suntem. Vai de cei care pleacă de pământul acesta și nu au grijă de sufletele lor. Când în mare de caz vor fi, că vedem din experiența noastră cei care rămân în urmă, că abia pentru ei poate să-și câștige pâinea cea din toate zilele. Și pentru părinții cei care au plecat, mai puțin se grijesc. De aceea noi, când suntem în viață, să căutăm, să facem milostenie, să căutăm să ne mărturisim, să căutăm să nu judecăm, să nu osândim, să ne vedem păcatele fiecărui dintre noi. Așa cum spune Mântuitorul, milă, nu te
se uita la cer, nu se uita la cel care a primit mare în ochiul lui, ci uite-te la tine ca ai mâna în ochiul tău, de acei miților credincioși. Dumnezeu este dragoste și de aceea l-a trimis pe Fiul Său din cer pe pământ, ca să vină, să se cărchească, să propăvăduiască, să fie crucificat, să se înalță în pietrea treia zi și să înalță la cerul și să trimite Duhul cel Sfânt peste ucenici așa cum a fost trimis. Și ucenicii nu l-au ținut mai pentru ei. A făcut în continuare preus, arhierei, duhovnici și a primit în toată lumea pentru ziua de astăzi. Se propovăduiește Cântuirea lui Iisus Hristos cea din morți, înălțarea la ceruri și așa cum presfinții ucenici, din pasă de necinstie au făcut pasă de cinste și au trimis la propovăduire și a primit Duhul Sfânt de la ei peste tot omul care se naște și se botează în numele Sfintei Trei, al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și de aceea și noi, care suntem, suntem urmașilor, avem datoria de a propovădui învierea lui Iisus Hristos și trimiterea Duhului Sfânt peste tot omul, că așa spune, omul este templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în fiecare dintre noi. De aceea, iubiților credincioși, să căutăm fiecare, să ne păstrăm inima noastră, mintea noastră curată de acele păcate grele. Iar dacă din diferite motive am greșit să venim, să ne mărturisim, să facem ca noi, să ne pară rău de păcatele care le-am făcut și cu multă nădejde să avem, așa cum spune Mântuitorul, tot ce se mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor și eu îl vor în formă, îl voi mărturisi preot înaintea Tatălui Ceresc. De aceea, iubiților credincioși, mulțumim întrei curătății lui Dumnezeu, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Prea frate Maicii lui Dumnezeu, Sfântului Apostol Toma, care protejează și este și ne acopere această răzire și acest oraș. Slăviți pe mare mucinit Dimitrie, care astăzi s-a simțit, paracuit în numele Său, care și El va fi un protector, un ajutor pentru fiecare dintre noi. Știm câte necazuri și a chinuit și El și l-a mărturisit pe Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. De aceea mulțumim preasfințiților arhierei, preasfințitului Sofronie, preasfințitului Iosif, preasfințitului Flavian, preasfințitului Evroie, preasfințitului Ionisie și cei care nu au putut să vină. Mulțumim preoților care la fel au lăsat familie și au avut dragoste ca să vină ca cu toții, să ne împărtășim din copilul dragoste în Sfântul Altar. Mulțumim cântăreților care au cântat atât de frumos, trimițindu-ne mintea câteva minute spre cer, aducându-ne aminte de bunătatea lui Dumnezeu care se revarsă și s-a revărsat în această zi peste fiecare dintre noi care am luat parte la simțirea noului paradis. Mulțumim și frăților voastre care v-ați răzenit și ați venit de departe de aproape și ați avut multă răbdare, așteptând și trăindu-ne cu cuvintele Sfintei Evangheliei, cu frumoasele cântări care s-au cântat, Bunul Dumnezeu, Maica lui Dumnezeu, să binecuvânteze totdeauna cerul și pământul și pe toți creștinii care au multă dragoste și bine și
și aparte, la Sfintele Prevederi, la Sfintele Liturghii și la Sfințirea Noilor Biserici. De aceea, cerem de-a Bunătatea Lui Dumnezeu, de la Sfântul Apostol Toma, care l-a venit-o de un protector, de la Sfântul Mare Ocean Dimitrie, care la fel are un acatist atât de frumos de câte ori vom avea nevoie, greutăți în familie sau ispite și de cadru, să căutăm, să-i cerem ardor. Mulțumim titorilor care au ajutat ca să ducem la bun sfârșit atât noua biserică, cât și noul paraclis care s-a desăvârșit venirea Sfântului Duh peste el și peste toți cei care au trecut la Sfânta Masă și au sfârșit. Mulțumim tuturor creștinilor care ați avut aceea dragoste și multă răbdare ca să stați până la sfârșitul Sfintei Liturghii, ca să vă hrăniți din Cuvintele Lui Dumnezeu. Vă anunțăm, așa cum aici cu toții ne-am hrănit, sufletește să rămâniți cu toții ca să ne hrănim și bunătăți și bunătăți de cele care Sfântul din Dumnezeu ne-a trimis spre a se bucura și sufletul și trupul. Vă anunțăm pentru duminica viitoare, acolo unde s-a întâmplat acel necaz cu aproape biserica și chivirile de la părintele de la la Roșiori. Mâine se pune nouă piatră fundamentală, cine are dragul să se construiască. Deci Bunul Dumnezeu și Maica Lui Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți în veci. Amin. Să trăiți pe Sfântul Dumnezeu.